Un scanner de identificare a pacienților îmbunătățit cu inteligența artificială este aplicația câștigătoare a ediției cu numărul 6 a UniHack. Pe lângă marele premiu au mai fost și alte 6 echipe premiate pentru fiecare dintre track-urile sau categoriile de concurs. La această ediție a competiției internaționale au participat peste 400 de tineri care au avut la dispoziție 48 de ore pentru dezvoltarea de proiecte și soluții prin tehnologie cu scopul de a rezolva probleme ale societății civile. The moment that we've all been waiting for, the grand prize for this year's UniHack goes to the team Open Labs with a Project Lifeline. Lifeline, proiectul câștigător al premiului de 2000 de euro de anul acesta de la UniHack, hackathonul internațional de programare organizat de Liga AC și Universitatea Politehnică Timișoara, este dedicat salvării de vieți prin transformarea și îmbunătățirea sistemului de răspuns la urgențe medicale. Prin implementarea unui scanner de identificare îmbunătățit cu inteligența artificială, îi poate ajuta pe paramedici să ia decizii mai precise în timp mai scurt. Au mai fost alte 6 categorii de concurs, câștigătorii fiind premiați cu câte 500 de euro. Anul acesta am avut undeva la 390 de participanți, 400 de participanți care au venit cu cunoștințele ce le-au învățat la școală sau la liceu să le aplice pe un track, pe un subdomeniu civic. UniHack-ul e împărțit în mai multe track-uri, probe, fiecare dintre probele respective având o direcție civică, cum ar fi educația, incluziunea socială, sustenabilitatea, administrarea digitală a proceselor sau a birocrației din cadrul primăriei. Premiile au fost pentru fiecare track care îi este atribuit o direcție civică un premiu de 500 de euro. Premiul cel mare a constat într-o sumă de 2000 de euro. Și pentru fiecare subtrack tehnic, premiile au fost cam diversificate și stabilite de sponsorul de pe fiecare subtrack. La hackathonul internațional UniHack 6 au participat 10 de liceeni și studenți din afara țării, iar mai bine de jumătate dintre participanții înscriși au fost din afara Timișoarei.